Colaborarea dintre unele unități de învățământ și agenții economice începe să aducă tot mai multe rezultate remarcabile în educarea și formarea elevilor. Recent s-a încheiat etapa finală a concursului național EcoSmart Team, organizat de Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timișoara, iar premiul întâi la acest prestigios concurs a fost ocupat de Emilia Stoian Bărboni și David Popa Eliazar, elevi în clasa 10 la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Orăștie, cu lucrarea Tratarea apei cu turbiditate variabilă. A fost vorba despre metode de tratare a apei cu turbiditate variabilă și problema a fost că apa variază foarte mult, turbiditatea ei variază foarte mult într-un timp foarte scurt și a trebuit să găsim o metodă ca să fie mai ușor de tratat. Concurența cum a fost acolo? A fost destul de mare. Am prezentat online concursul pentru că distanța a fost mare și cu pandemia și a fost destul de bine. Documentarea și pregătirea proiectului a necesitat zeci de ore de studiu și analize în laboratorul Societății Comerciale Activitatea Goscom, pus la dispoziția elevilor pentru a-și susține cu probe tema concursului. Dar exigentul juriu al concursului de la Timișoara a rămas impresionat și de faptul că aceștia au găsit soluția pentru rezolvarea problemei privind tratarea cât mai eficientă a apei cu turbiditate variabilă, precum și de aplicațiile practice prezentate de cei doi elevi din Orăștie. Soluția a fost un baraj de acumulare pentru a forma un lac de liniștire și acesta ar fi foarte ușor, o metodă foarte ușoară de a trata apa cu turbiditatea această variabilă și cam asta ar fi soluția, barajul de acumulare. De unde această idee cu barajul? Ne-am gândit noi la mai multe soluții și până la urmă asta a rămas. Ne-am gândit că asta ar fi cea mai bună. Și juriul ce părere a avut? Le-a plăcut mult ideea și mai ales le-a plăcut și probele practice pe care le-am făcut. Elevii liceului din Orăștie s-au prezentat lăudabil și la alte două concursuri lansate de Universitatea Politehnică Timișoara, dar Emilia și David au asigurat la terminarea liceului un loc la buget la Facultatea de Chimie Industrială și Protecția Mediului din Timișoara. Am avut în total 3 proiecte care au participat la acest concurs. Toate cele 3 au fost selectate pentru etapa finală. Emilia și David au obținut premiul întâi, iar ceilalți 4 elevi cu cele 2 proiecte au obținut și au fost apreciate proiectele cu mențiune. Acest rezultat înseamnă pentru Emilia și pentru David, cred că este, să spun așa, un lucru care le poate oferi o perspectivă frumoasă, deoarece, conform regulamentului, ei au un loc la buget asigurat la Facultatea de Chimie din Timișoara, domeniul protecția mediului. Sigur că trebuie să termine liceul, să promoveze examenul de bacalaureat, dar confortul psihic pe care poți să-l ai, pentru că vorbim de elevi din clasa 10-a, este unul de apreciat. Rezultatele de la Timișoara au fost obținute în urma unei bune colaborări între Liceul Aurel Vlaicu și SECE Activitatea Goscom S.A. Orăștie, operatorul de apă din zonă. Elevii au putut să facă aplicații practice în laboratorul societății în vederea participării la concurs, iar cei de la Activitatea Goscom speră să-i aibă în rândul lor peste câțiva ani. Colaborarea este una foarte fructuoasă între noi și liceele din zonă. Avem toată deschiderea să sprijinim astfel de proiecte. Elevii lucră cu foarte mare plăcere în laboratorul nostru, sunt foarte interesați de stație, pentru că este efectiv un domeniu foarte interesant. O să-i primim întotdeauna cu tot felul de proiecte și ajutăm cu material didactic și tot ce ne stă în putință. Așteptăm ca dintre acești elevi poate vreodată să se întoarcă unul și să lucreze la stație, în laborator. Pentru noi ar fi minunat, ar fi o încununare a eforturilor pe care le facem în această direcție.
Mai multe despre concursul EcoSmart Team, dar și despre alte activități desfășurate la Liceul Aurel Vlaicu din Orăștie și de la SECE Activitatea Goscom SA din orașul Paliei, precum și de la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, puteți afla vineri, 29 aprilie, începând cu ora 16:30, în cadrul emisiunii de la A la Z, difuzată de postul nostru de televiziune.